Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce scandal cu Eurovisionul, frate? Uite, așa trebuie să fie fiecare. Am văzut, dar nu înțeleg. Păi asta, deci în sfârșit se vorbește de Eurovision de ani și ani de zile, mai ales la noi aici. Nu m-a interesat pe nimeni Eurovisionul, eu nici nu m-am uitat. Că audiențele au dus TVR pe primul loc. Foarte tare. De seara. Deci s-a întâmplat ceva care e în continuare neînțeles. Organizatorul concursului a eliminat jurile din 6 țări din calculul notelor finale pentru melodiile concurente din cauza unor neregularități. Și am văzut momentul înregistrat, că l-au dat după aceea la știri. Sanchi s-a pierdut legătura cu România. Mă înțelegi? Ca atare, dacă am pierdut... Pă bune, deci a fost ca 90, că Răzvan Teodorescu spunea nu puteți transmite din Piața Victoriei, care este la 300 de metri de TVR, că e ceață și nu vedem direcția în care să orientăm relele. Așa a fost. Așa și de data asta. Dar nu am reușit să înțeleg. Deci, este un scandal monstru. Nu au luat în considerare ce a votat juriul, dar n-au explicat de ce și nu doar România. Și alte țări, alte 5 țări. La noi e simplu, nu înțeleg care e frauda, că noi întotdeauna votăm cu Moldova. Deci nu era nicio problemă. Puteai să știi cum o să voteze România. România votează cu Moldova dintotdeauna. Și l-am invitat pe Andrei Paleo, specialistul nostru în Eurovision. Și s-a documentat suplimentar. Unul dintre puține trăiește tot anul pentru Eurovision. Adevărul că să știi, eu pe vremuri făceam cu Gașca vizionari, da, vizionari la Eurovision. Tocmai ca să râdem, să facem glume, să și era fan. Acum, uite, vezi, dar noroc cu scandalul ăsta, la anul trebuie să ne organizăm. De ce s-a întâmplat cu juriul ăsta, nu înțelegem. TVR așteaptă explicații pentru că procesul de votare s-a desfășurat, spune ei, ca la carte, cu notar în cameră. Iar membrii juriului n-au putut comunica între ei. Conform tradiției, cum spune adică și... cu notar în cameră, dar ei n-aveau voie să-și dea coadă ca la examen? Așa zic, așa zic cei de la TVR. Ce tare! Deci e nasol să fie juriu. Asta e mai nou, că pe vremuri mai vorbeau între ei membrii juriu. Dar înțeleg că juriu vede mai devreme, cu o zi înainte, cum reprezentația face? Fiecarei piese, da. Și atunci își trimite voturile la EBU, cei care organizează concursul. Aha. Și marea nemulțumire de la TVR e că n-au fost anunțați de EBU că voturile celor 6 juri au fost anulate. De râs. Da, pedepsi, mă, ce vrei să... Deci iar Eda Marcus, gazda de la București, s-a dichisit. Cine este, doamna? Eda Marcus. Doamna care trebuia să apară la televizor, da, și să dea notele. A consumat și niște rimel și s-a dat cu spray. Deci doamna și-a făcut coafat. Au cerut de cont. Și s-a așezat frumos și s-a pierdut legătura. Cum, domne, legătura? Că noi vă vedem, vă auzi. Alo! Alo! Nu vă aud! Și Eda era... în perplex, pentru că ea nu poate să intre în direct. De ce nu poate să intre în direct? Pentru că cei de la EBU au spus că nu mai e cazul ca votul juriului din România să fie luat în calcul. Conform tradiției, cum spuneai și tu, România, juriul din România a votat cu Republica Moldova, cu stop și stop. Dar știm pe ce loc a votat Ucraina? Aia nu se știe. Nu se știe. E încă secret. Dar oricum, pe oricât ar fi votat, nu cred că puteau astea 5 sau 6 țări să influențeze ceva, pentru că mă uit pe clasamentul final, Ucraina a luat 631 de puncte și Marea Britanie pe locul 2, 466 de puncte. La ce te așteptai? Adică deci eu dacă mă duceam și concuram în locul sau pentru Ucraina, da, câștigam orice ar fi fost. Da, puteau să vorba vină orice. Nu, dar nu cont. Adică asta spun, e o diferență foarte, foarte mare. Sunt 100 și cât? Luca. Zic, cei de la EBU chiar spun că nu contează eliminarea celor 6 jurii. Păi cu atât mai mult, mă, că asta e foarte urât ce au făcut, serios. Deci o mascaradă de, oricum e o mascaradă de concurs de mulți ani. Anul ăsta, mai mult ca niciodată, oricum a fost pentru Ucraina și foarte frumos, mă rog. Zise Luca, care de obicei doarme. Sensul, dar în fine. Păi, stai că eu am găsit... Deci mai elimin, mă, pe aia ne fac și de râs. Îmi pare, eu am găsit poze cu Eda Marcus. Ce pățea? Ce făcea? Eda Marcus? Da, în pozele alea. Bine. Vorbiți voi că eu tot te documentez. Da, eu nu știam cine este Eda. Prezintă știrile din sport, da. 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 Pentru mine surpriza e locul 2, Marea Britanie, că Româna, de obicei se bătea cu Franța pentru ultimul loc. La clasamentul jurilor era pe primul înseamnă loc. Înseamnă că o piesă senzațională. Da, voi ați pierdut Spania, care a fost senzația. Să revedeți imaginile. Mie mi-a plăcut piesa României, sincer. Eu m-am mirat că a fost clasată pe Spania 18, e ce trebuie. La imagine sau la sunet? La imagine și dans. Ok, deci trebuie să vedem videoclipul cu Spania. Hai să vedem ce ar fi preferat cei care ne ascultă acum. Înainte de asta, eu aș vrea să vă recomand să intrați pe profilul, contul de Instagram al doamnei sau domnișoare Eda Marcus. E doamnă. Da, doamnă. N-are decât 20.000 de urmăritori.
pe Instagram, eda_marcu. Bă, tu vrei să-ți facem cunoștință cu Eda. Dați-i follow și dacă tot intrați, dați-i și mie. Căutați-o pe Petrean, îmi dați cont pe Instagram. Nu prea postez acolo, dar măcar să am și eu mai mulți urmăritori. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.